Dar petreceți ziua de naștere astăzi. Așa că uitați-vă că am venit cu o surpriză frumoasă. Am pregătit un buchețel de flori și este evident că o să vă întreb. De la ce? Eu așa sunt. Nu aveți nicio idee. De unde îl testează? Cine poate să vă dau o surpriză? Nu știu, n-a fost. Ei, nu, și ei de la Hie. Copchi. Ei, Oleg. De lângă mine. Și de la Oleg. De lângă mine. Olegică. Așa, aveți oameni dragi, da? Cine sunt cei mai scumpi pentru dumneavoastră? Nepoță. Nepoță, așa, evident. Și copii, da? E, da, dar nepoță de mult mai... Mai aproape, așa, spune-i nepoței, sunt talentați de bunei. Așa că surpriza vine din partea copiilor și nepoților dumneavoastră, care vă spun un sincer și frumos la mulți ani, sincere, frumoase, călduroase, felicitări. Așa, nu toți sunt grămăjoare astăzi lângă dumneavoastră, însă, prin intermediul nostru, vă surprind plăcut și acest buchețel vă aparține. Vă rog frumos! Așa, toată, la fel am pregătit-o, sper că vă ajutăm. Până la alta aici. Da, acest coșuleț la fel pentru dumneavoastră cu frumine. Sunteți frumoasă, sunteți optimistă. Evident că nu v-ați așteptat o surpriză dată. Da. Așa că copiii țin la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și faceți pentru noi. Pentru că le sunteți alături. Și o să vă las. Să le transmiteți ceva și să le spuneți câteva cuvințele. Și cu sănătoși, să crească copiii și să ajungă și la vârsta mea și să-i felicit și pe dânsi tot așa cum m-a felicit ei acum pe mine și le doresc mult sănătate. Asta e cel mai important. Da. Venim și noi cu sincer și frumos la mulți ani, doamna Iulia, multă sănătate dumneavoastră. Și cei dragi să fie mereu alături. La mulți ani! Mulțumesc!